Chiar dacă de bază și în agricultură sunt rugăciunile, Doamne ajută sau Doamne ferește și apără, Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza agrometeorologică pentru perioada până la sfârșitul lunii și a făcut câteva recomandări de specialitate în privința lucrărilor agricole. Din punct de vedere meteorologic, vremea va intra într-un proces de răcire în aproape toate regiunile. Temperatura media solului la adâncimea de 10 cm va oscila între 8 și 16 grade Celsius. Sunt limite favorabile în sămânțărilor la ors și grâu, precum și parcurgerii fazelor de germinare, răsărire și apariția primelor frunze la culturile de toamnă. În ceea ce privește rezerva de umiditate, analiza laboratorului de agrometeorologie al ANM arată că aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0,20 cm va prezenta valori apropiate de optim și optime. În Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, local în estul și sud-estul Dobrogei. În schimb, pe suprafețe extinse din Dobrogea, local în sudul și estul Moldovei, nordul, nord-estul, sudul și sud-estul Munteniei, se vor înregistra deficite de umiditate în sol, seceta pedologică fiind moderată, puternică și izolat extremă. În privința stării de vegetație a culturilor agricole, specialiștii ANM precizează că ritmurile biologice la culturile de rapiță, orz și grâu de toamnă vor evolua în mare parte normal starea de vegetație a plantelor va fi în general bună și medie, exceptând semănăturile tardive și terenurile unde se va menține fenomenul de secetă pedologică cu diferite grade de intensitate. În general, condițiile agrometeorologice vor fi favorabile desfășurării lucrărilor agricole în câmp, eliberarea terenurilor de resturi vegetale, arături sau fertilizări în aproape toată țara, se mai arată în prognoza ANM. Meteorologii au și câteva recomandări. Eliberarea terenurilor agricole de resturile vegetale și efectuarea arăturilor adânci de toamnă. Continuarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ bine mărunțit și așezat, asemănatului culturilor de toamnă, în special pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apa solului și aplicarea îngrășămintelor pe bază de azot și fosfor la culturile cerealiere de toamnă.